Bună ziua și am revenit la Prof Online. Bună ziua, Aldi! Bună ziua, Aldi! Tu n-ai ce faci la vremea asta, mă, în loc să ieși tu la primăvară, să fii la matematică, de matematică ne ardu, nu acum. Da. N-avem bani pentru asta. De matematică ne ardu. Păi da, mă. Da. Păi da, tu mâine avem. Dar zici, dragilor, dacă alți copii au alte preocupări, tot felul de lucruri, și tu, Aldi, te-ai fi dus, hai să o spun pe cea dreaptă. Te-au împins părinții, spune, nu? E dragoste la tine? Da. Gata, mă, atunci e fain. E minunat, da. Așa pornim, începem, dragilor, testul acela care l-ați avut la clasă. A treia chestiune spune așa. Segmentele AC, deci a treia problemă, parcă 1 și 2 am făcut-o, nu? Da. Da. Segmentele AC și AB au același mijloc O. Deci AC și AB și AC și BD, pardon, BD au același mijloc O. Adică aș spune așa. AC intersectează, așa aș traduce și eu, că AC, segmentul AC se intersectează cu segmentul BD. BD. Așa, și îmi dă punctul O. Mulțumesc, formată din punctul O. Deci a spune că AC și BD au un punct comun, e de parcă aș spune că segmentul AC se intersectează cu BD și îmi dă punctul O. Și fie parte de la tot. Așa. Și că B nu aparține lui AC. Mai este precizat și că punctul B nu aparține lui AC. Nu se găsește pe segmentul AC. Pe dreapta AC. Să se arate că AB și CD asta deci să se arate că două puncte. AB congruent cu CD. AB congruent cu CD. Și că AD congruent cu BC. Și AD congruent cu BC. Facem și noi sigur, a? Că deocamdată nu avem așa lucrurile clare. Deci, imaginativ, nu ne putem da seama. Deci, e vorba de două segmente. Care au segmentul acesta și un alt segment, să spunem, fixez mijlocul și un alt segment. Iată, cele două au același mijloc. Da? Deci, notăm cu O mijlocul, e vorba de AC și de BD. BD. Deci AC și BD, două segmente care au același mijloc. Mi se cere să arătăm că AB, da? AB e congruent cu DC și că AD congruent cu BC. Deci asta e. Deci asta mi se cere. Respectiv cealaltă, la fel. Să scriem și noi ipoteza. În ipoteză, segmentul exact ce am scris acolo, AC intersectează BD și egal mulțimea formată din punctul O și că B1 nu este pe dreapta AC, B1 nu se află pe AC, B nu aparține lui AC, pe dreapta AC, nu pe segmentul închis, pe dreapta AC. Și cam atât. Toate ipoteze. Dar în concluzie, trebuie să arătăm că AB congruent cu DC. AB congruent cu DC.
și că AD congruent cu BC. AD a intrat la Prof Online acolo, pe prima pagină, nu ți-am zis să vezi Prof Online în SUA în 2014. Mă da, am văzut cu nepoțica dumneavoastră. Nu, nepoțica nu știu dacă este aici, da, este nepoțelul, ăla micuț. Cu fetița, Anastasia. Sau cu Anastasia, da. Anastasia nu e nepoțica mea. Anastasia este fetița unor prieten de-a lui, copiilor mei, care era... Lucrează tot la Microsoft. Da. Și mai este și Dănuț acolo. Și este și un filmuleț în care mă joc eu cu ăla micu. La un an de zile, în Mexic am fost. Și a fost pe plajă acolo. Vezi filmul acela să vezi ce interesant. Am făcut matematică cu el. Cu cel de an? Cu cel de un an? Cel de an, da. Până acolo n-am ajuns. Da. Hai să vedem aici problema, da? Demonstrații. No, vezi, sunt acolo un grup de filme pe care le-am pus cu Prof Online în am SOA. Găsit cu clasa 10-a, parcă. Bine, cu clasa 10-a astea de acum, din 2015. Da, acelea. Dar se intră ordonat, ți-am mai spus cum se intră ordonat, dacă vrei să vezi toate filmele de clasa 6-a făcute de anul trecut și te interesează asta. Sunt extraordinar de multe filme. Deci acolo când intri la Prof Online și dai video matematică, se intră în pagina cu video matematică și vezi filmele cu Nicoleta de anul trecut. Și acolo am parcurs lecții și lecții. Și Anca. Deci o aveți primul și pe Anca. Da. Anca nouă colegi. Anca. Da. Miruna, Anca și Ade. Hai să vedem, Ade. Pornim la treabă. Idei. Deci, ce știm din ipoteză? Că oi mijloc. Adică ce înseamnă că oi mijlocul lui e A, C și B, D? Pozitiv. Adică A, O și C, O. A, O e congruent cu C, O, B, deci, O. Deci A, O, am să pun cu... E congruent cu C, O, cu C, O, B, O, e congruent cu 2, O. Și așa două semne aici, da? Da. Bun. Deci asta cât asta și asta cât asta. Da, ce scrie? Sigur. Hai să zicem. De aici rezultă, din faptul că ce construie... A, C. Hai să scriu pe dată, la demonstrație. A, C intersectează pe D egal cu punctul mulțimea formată din O. Și că O e la mijloc. O, mijloc. Din chestia asta rezultă că... Zi, A, O e congruent cu C, O. Dar de ce nu dăm noi drumul la Cosmina? Nu știu. Uite așa ca să... Vedem bine. Să avem, n-avem tot. Așa. Deci ai spus AC. Înseamnă că AC. Nu AC, AO. AO e congruent cu CO. Congruent cu O. Cu C. O, și DO cu DO. DO congruent cu DO cu OB. A, O, D, e opus la vârf cu unghiul C, O, B. A, O, D. E opus la vârf cu unghiul C, O, B. Și mai știu și unghiul... Și ce știi despre unghiurile care sunt opuse? Sunt congruente. Și mai știu că unghiul D... Sunt congruente, da. Și D, O, C, e opus la vârf cu... cu B, A, O, B. A, O, B, da? Nu vedea. Da? A, O, B. Da. Deci, să zicem și acest lucru, că D, O... ați zis voi D-O-A sau A-O-D vorbește mă doar acum A-O-D congruent cu C-O-B doar acest obus la vârf C-O-B și la fel mai și avem la fel și D-O-C cu A-O-B ce spunem aici? Opuse opuse la vârf la vârf la vârf. Și de aici avem că dacă AOD e congruent cu COB, atunci segmentul AD e congruent cu CB. Din ce motiv? Păi dacă AOD e triunghiul deci nu spre comparare triunghiurile. Da. Da. Deci
Hai să ne propunem să arătăm că A, B, cât de ce. Și visăm. Dacă pe A, B l-am prins dintr-un triunghi, iar pe D, C într-un alt triunghi, și dacă am avea suficiente motive triunghiurile să fie congruente, păi, toate elementele sunt congruente. Păi, da, adică păi nu putem să spunem că triunghiul AOB și triunghiul DOC să arătăm deci, că sunt congruente. Exact. Deci fie triunghiurile, deci, fie triunghiul AOB, AOB și triunghiul DOC, da? DOC. Despre ele spunem că avem următoarele lucruri. Să vedem ce elemente. AO e congruent cu DO. AO congruent cu AO cu DO. Cu DO? Da. Nu cred. AO cu cine este congruent? AO cu da, cu CO. Păi asta așa este. AO cu CO. Da. Avem aici din ipoteză. Deci AO cu CO congruent cu CO. Și spunem din ipoteză. Apoi, ce mai avem? Mai avem Anca. Anca. Cu două. Deci avem la triunghiul ăsta, uite să-l hașulez. Și cu triunghiul ăsta altul, luate în discuție, au cele două triunghiuri, latura unuia cu latura celuilalt. BO și CO. D. DO și OB. Da, tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Este scris acolo, da? Deci mai am DO DO congruent cu O B. O B. Tot din ipoteză. Adică mai au cele două triunghiuri. Au o latură cu o latură, o latură cu o latură și mai au mai au unghiuri. Așa. Unghiul A unghiul O comun? Tot cunoscut. Unghiul O comun, că unghiul O... Nu, nu-i bine spus O, O, acolo sunt patru unghiuri în jurul lui O. Citește-l pe trei litere. Ce? Unghiul AOB. AOB, da. Congruent cu unghiul DOC. Este clar. Da. Uite, l-avem aici. AOB. Da. AOB. A. OB. Unde avem scris asta? Acolo. Da? AOB. Da. Cu unghiul DOC. Și au trei elemente. Da. La, adică da. Rezultă de acolo că triunghiurile sunt congruente. Stai. Vedem dacă se încadrăm într-un caz de congruență. Da, latură, unghi, latură. Latură, unghi, da. Latură, unghi. Deci latură. Cu latură din partea cealaltă, da. Unghi cu unghi și latură cu latură. Conform cazului de congruență, scrim așa, lul, da, conform cazului de congruență lul, triunghiurile care le-am luat în discuție, deci triunghiul AOB, congruent cu triunghiul DOC. Și din congruență, reiese că și celelalte trei elemente sunt congruente două câte două. Adică? Adică AO cu C, AB cu DC. AB cu DC, ce era a treia latură. Da. Toma, ce întrebi? Să nu trebuie să demonstrăm. Așa. AB congruent cu DC. Și încă, vreau și elementele celelalte. Adică... OB cu OC, bă, nu. AD... AD cu OB a fost din ipoteză, cu latura am terminat-o. Un unghi al așa, dar mai sunt încă două unghiuri. AD, O, congruent cu C, O, AD, O, A, O, D. AD... Nu. Nu, trebuie să-mi iei un unghi, unul are ăsta, Adi. Cum citești tu unghiul de aici? B, A, O. A, D, O. Deci, unghiul ăsta... Prin trei litere, a. Da? B, A, O. Da. B, A, O. O se bagă litera la mijloc. Din mijloc. Da? Deci litera din mijloc îți indică unghiul. Deci ori B, A, O, ori O, A, B. O, A, B. Sau B, A, O. Da? Da? Deci, de ce nu ți-e clar aici? De ce nu deci, eu spun unghiul de aici și tu trebuia să-mi spui repede.
nu puteai să pui unghioală, că ar și ăsta deasupra. Da. Și atunci trebuie să te duci direct folosindu-te de trei litere. Deci eu am spus unghioală din triunghiul care? O, A, B. Din triunghiul ăsta. De aceea tu trebuia să te duci perfect pe unghi, Anca. Da? De ce unghi vorbesc eu? De unghiul din triunghiul O, A, B. Adică e vorba de unghiul O, A, B. Da? Cu care unghi? Din celălalt triunghi. Cu D. Nu, ia mi-ai zis rău. O, C, D, O, C, mi-ai zis unghi de aici. Ai zis unghi de acolo. Trebuie să te duci pe D, de exemplu. Deci, trebuie să te duci. A, unghiul A de acolo e congruent cu unghiul C de acolo și unghiul B cu D. Stai să vedem. Dar tu așa zici, da? Unghiul A de aici, dar citește-mi pe trei litere, că mă descurc. Zi, A, B, A, O și C. Congruent cu O, C, D, O, D. Asta spui tu, da? Unghiul de aici pare să fie congruent cu ăsta de aici. Dar de ce, nu, de ce l-ai ales pe ăsta de aici? L-am văzut. Am văzut că ai luat un triunghi din triunghiul celălalt. Dar de ce nu te-ai dus la ăsta? Nu te întreb cu ăsta, că ăsta două erau așa. De ce te-ai dus neapărat la ăsta și nu te-ai dus, că și ăsta la altul de aici, din, adică C, D, O, e tot din triunghiul de sus, hașurat. C, D, O. Care a fost motivul de te opri tu la O, C, D? Că avem două posibilități. Păi da, păi dacă O e latura comună, nu O latura comună, O e un punct. Da, ce e latura comună? Păi în parte... Triunghiul ăla, că dacă o luăm așa, ar veni D, B, C. Sau D, O. Nu, Adi. În triunghiuri congruente, fii atent ce spun acum, e foarte tare. În triunghiuri congruente, cum avem noi, la laturi congruente se opun unghiuri congruente. Ia notați-vă asta, e foarte tare. Asta am făcut-o cam. Da? Deci în triunghiuri congruente, în triunghiuri congruente, la laturi congruente, în triunghiuri congruente, la laturi congruente, se opun unghiuri congruente. Da? Se opun unghiuri congruente. Și reciproc, adică la unghiuri congruente se opun laturi congruente. Deci în triunghiuri congruente, se întâmplă următorul lucru. La laturi congruente se opun unghiuri congruente și invers. La unghiuri congruente se opun laturi congruente. Da? Triunghiurile acestea au fost congruente, da? Da, mai și cu ăsta și cu ăsta, deci așa la da. În triunghiurile astea congruente aveam că OC e cât O A. Da? Din faptul că o e mijloc. Lui orice, cine îi se opune? Lui orice? Lui orice? Orice se opune AO. Din triunghiul de sus, ce unghi se opune lui orice? D. Unghiul printre litere. O, D, C. O, D, C. Deci, în cele două triunghiuri congruente, repetim o dată, în cele două triunghiuri congruente AD, avem din ipoteză că OC, știu de da. OC este cât o A. A da. Și dacă OC e cât o A, și avem teorema asta care am dat acum, definiția asta, dacă în vreți. Triunghiuri congruente. În triunghiuri congruente și la noi sunt. Da. La laturi congruente, adică la OC și OA, la laturi congruente. Se uită, se uită la laturile astea unghiuri congruente. Se opun, adică se da. Privesc. Hai să privesc spre laturile astea două unghiuri care sunt congruente. Spre OC, cine se uită? Care unghiu opus dintre unghiul ăsta care se uită spre OC? A. Dintre unghiul ăsta A. DOC. DOC. Spre OC, cine se uită? La unghiul, vârful celălalt se uită. Adică unghiul din D. Adică C, D, O. Da? Deci CDO, CDO,
care privește spre orice, orice este cât o a, atunci spre o a se uită unghiul de aici. O, B, A. Și atunci, în condițiile astea, unghiul de aici, care privește spre o a, cum o a e cât orice, unghiul care se uită spre latura OC este ăsta de aici. Deci unghiul ăsta e cât ăsta, da? Da. Și unghiul ăla e cât celălalt. Și atunci rămâne foarte rapid că unghiul ăsta se, e așa. Da. Dar motivul care este? Încă ceva. Ne putem duce și pe faptul că DO e cât OB. Corect. Da. Da. Și spre DO, cine se uită? Unghiul din ce? Iar spre OB, cine se uită? Unghiul din A. Corect. Și din motivul ăsta, la unghiurile acestea sunt comunite. Păi am zis corect. Ai zis corect, dar acum avem motivația. Asta este. Da? Deci tu ai spus așa. Dar eu te-am întrebat pe tine, de ce te-ai dus neapărat unghiul de aici cu ăsta de aici? Și n-ai putut să răspunzi. Că te-am insistat eu și zic, îmi dezi la unghiul de aici din A cu unghiul de aici. Și tu trebuia să spui, păi nu am cum să mă duc acolo, domnule, pentru că unghiul de aici se uită spre OB, OB e congruent cu OA dintre unghiul celălalt și apoi spre OA se uită unghiul din C. Ăsta e motivul pentru care eu am făcut precizarea asta. De acord? Da. Repet încă o dată, ca tu să fii în stare să-mi dictez când scrim, când redactăm problema, da? Zicem așa. Eu trebuie să mai adaug aici că cele două triunghiuri au trei laturi și trei unghiuri congruente, două câte două, din clipa în care am arătat asta, da? Da. Trei din ele le-am folosit pentru a arăta ce? Trei din ele pentru a arăta congruența triunghiurilor. M-am plasat în cazul de congruență latură în latură. Au rămas în discuție alte trei. În total fiind șase, trei din ele, da? Adică o latură, AB-ul și DC-ul, că tot mai ne trebuia, și mai rămas să mai scriem și unghiurile două câte două de aici, din cele două triunghiuri, da? Și acum am zis, hai să completăm și unghiurile, deși nu ne cere autorul, dar am insistat pe treaba asta ca să înțelegeți voi cum alegem unghiurile concrete două câte două. Și spunem tu, Adi, care unghi? Citește printre litere. Unghiul A congruent cu A. Prin litere, dar. Prin trei litere. B. O, A. Când ai zis B, O, A, m-ai pus dus la O. Că ai pus litera O la mijloc. A, B, A, O. Da? Deci B, atenție, Adi. B, A, O, ca litera să-mi indice, asta din mijloc îmi indică unghiul. Da. Da? Deci unghiul cât? B, A, O, cu cât? B, A, O. Congruent cu D, C, O. Cu D, C, O. D, C, O, da? Da. Congruent. Corect. D, C, O. Și motivează de ce? În paranteză spune. Că a unghiul. Fiindcă, ce motiv ai? Fiindcă D, O e cât O, B. Da. Deci D, O, aici spune în paranteză. D, O, congruent cu B, O, cu V, O. Și că triunghiurile sunt congruente, triunghiul A, O, B, congruent cu triunghiul D, O, C, din motivul ăsta, că în triunghiuri congruente, la laturi congruente, se opun unghiuri congruente. Asta am avut noi motivare, da? Și Anca, cel de-al treilea unghi. Deci, în clipa asta am spus că unghiul ăsta e cât ăsta. Unghiul ăsta era deja luat în discuții. Da. Care unghi a mai rămas în completare din triunghiul ăsta? A rămas ăsta de aici și cu ăla de aici, da? B. Nu pleci cu B. B trebuie să fie în mijloc, Anca. B-ul trebuie să fie litera în mijloc. ABO cu curaj. Mai cu curaj. Deci unghiul ABO și scrie și tu. Unghiul A, B, O, congruent cu unghiul D, deci A, B, O, cu C, D, O. Cu C, D, O. Da? Cu unghiul C,
de O și spune așa, fiindcă spre A, spre ABO, ABO, unghiul ABO privește spre AO, iar AO este congruentă cu OC, iar spre OC privește unghiul din D. Ai zis CDO. Dar ăsta a fost motivul pentru care am argumentat. Așa să aleg unghiurile. Deci, în triunghiuri congruente, la laturi congruente, privesc unghiuri congruente și invers. Adică invers, la unghiuri congruente din triunghiuri congruente, se opun laturi congruente. Acesta este lucru foarte important. Bună, când am ales AB cât de C, motivul a fost și ăsta în culise. Fiindcă unghiul ăsta de aici, AOB, e cât de OC, înseamnă că spre unghiul ăsta privește spre AB, celălalt spre DC și atunci cum triunghiurile au fost congruente și laturile sunt congruente. Dar noi la noi am mers foarte ușor, că două din laturi le-am luat în discuție, când am mers pe cazul de congruență latură în latură, și atunci a treia latură rămas cu a treia latură. Era prin eliminare, că doar altceva nu se mai putea întâmpla, nu? Ei, asta a fost demonstrația pentru prima parte a problemei. Care? AB cu CD. Da? Am rezolvat. Acum trebuie să mai arătăm că AD e congruent. A, D cu BC. Și acum noi visăm dacă am luat două unghiuri care la trebuie să fie. Deci visăm la două triunghiuri, nu la două unghiuri. Două triunghiuri. Care se AD O congruent și triunghiul Q AD O cu BC. Sigur că da. Deci triunghiurile care intră acum în discuție, iată, este triunghiul ăsta și cu triunghiul ăsta altul, da? Aceste două triunghiuri, dacă le luăm și dacă vom reuși, dacă vom reuși să arătăm că sunt congruente, atunci problema rezolvată că în componența lor intră DA și BC. Da. Și atunci triunghiurile fiind congruente și elementele vor fi două de două congruente. Deci, fie triunghiurile care vorbește Anca acum, fie triunghiurile, mai tare că se aude și la cameră. AOD. Da. Și triunghiul. Și scrii și tu. Scrii, nu te uiți cum scriu eu. Eu mă strâng de scriu frumos. Da? Tu scrii și tu pe căițelul tău și pur și simplu vorbești uitându-te pe căițel. Deci triunghiul AOB și... B-O-C. Cele două triunghiuri au. Vorbește Anca? Ce au cele două triunghiuri? B-O cu cine? Cu? A-O-D. B-O cu D-O. Nu cu A-O. Da. Ia spune, mă, că dar aia n-am figura în față, și de aceea. Dar trebuie să duci iubita. Acum, uite, vorbim despre AOD. Bine, să o lăsăm ca să nu se mai poată, să nu mai întoarce din nou. Am înțeles, că e pe partea cealaltă. Dar uite-te totuși pe la tabla acum și hai să o îndrăși tu. La tabla, da. Deci cele două triunghiuri ce au? B-O. B-O, să scriem și noi. B-O. Congruent cu cine? Cu DO. Cu DO. DO cu DO. Apoi. AD. Nu, profesor. Să lăsăm. Nu ne punem presiune pe colegul care vorbește. AD cu BC. Asta AD cu BC trebuie să demonstrăm. Ai avut de una în ipoteza asta, trebuie să rezulte. Ce mai au? Mai știm ceva. Nu mai pune presiune, am zis. Deci asta e cât asta. A-O cu ce? A-O cu ce? Deci A-O congruent cu O-C. Toate acestea sunt din ipoteză. Uitați, avem din ipoteză aici, da? Da. Din ipoteză, din ipoteză. Și ce mai au? Tot din ipoteză. Tot din ipoteză. Au câte o latură la
latură, 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 latură și ce mult ne-a trebuit unghiul dintre ele acum, ca să mă duc latură, unghi, latură. Unghiul. Unghiul? A, O, D, dar cu curaj, pronunță tare, așa că cu gura plină, fii sigură pe tine. Unghiul A, O, D, și este undeva scris A, O, D? Cu B. Uite, A, O, D, cu C, O, B. Este scris, nu mai trebuie să citești. A, O, B, unghiul A, O, B, congruent cu unghiul? C, O, D. Și acum, conform cazului de congruență, latură, unghi, latură, unghi. Care este cazul de congruență? Așa, mai tare am dat. Latură, unghi, latură. Uite, cât e de clar? Latură, unghi, latură. Deci latură, unghi, latură. Ăsta e cazul, da? Latură, unghi, latură. Conform acestui caz de congruență, puteam să punem asta chiar între cele două laturi. Unghiul de aici, la redactare. Ca să fie latură, unghi, latură. Să fie foarte vizibil. Să fie ușor vizibil, da? Și acum, din congruența triunghiurilor, deci conform acestui caz, rezultă că triunghiul luat în discuție, cele două triunghiuri sunt congruente, triunghiul AOD, AOD, congruent cu triunghiul care BOC. Și din congruența triunghiurilor ăstora, reiese că în două triunghiuri congruente, toate elementele sunt congruente, două câte două, adică un element de colo, unul de colo. Cum trei din ele sunt prinse de așa, mai rămân celălalt de trei. Adică rămâne A de cine rămâne? Rămâne A, B, A, D cu B, C. Deci A, D cu B, C. A, D, da? A, D congruent cu B, C, și mai rămân încă A, D, unghiuri, două unghiuri, cu două din celelalte, și să le luăm care cu care sunt congruente. Deci, ăsta a ieșit din discuții, că deja l-am prins când am arătat că sunt unghiuri congruente, triunghiuri congruente. Sigur, hai să luăm unghiul ăsta. Plecăm cu unghiul ăsta din triunghiul ăsta, deci. Citește-l prin trei litere. A-D-O. Perfect, A-D-O. Care se uită spre cine? Spre B. Nu, spre cine se uită el din triunghiul ăsta? Care e latura opusă lui? A-O. Deci unghiul A-D-O se uită spre A-O. A-O cu cine este congruent din triunghiul? Cu C-O. Sau O-C. Nu sau? O-sau. E sigur O-C? Da. Nu e asta sau cealaltă. Deci A-O e cât O-C. Dar spre O-C, cine se uită din triunghiul ăsta? Care e unghi? B-O. O-B-C. O-B-C. Ai înțeles? Tu îți spuneai B-O. Nu se uită. Se uită unghiul din B. Dar unghiul din B îl citim prin trei litere. O-B-C. Încă o dată. Unghiul ăsta din D citește prin trei litere. A-D-O. Așa. Se privește spre latura. A-O-A. Iar O-A e congruentă cu O-C. Iar spre O-C, din triunghiul ăsta hașorat, se uită unghiul O-B-C. O-B-C, foarte clar, ca la lumina zilei, nu? Deci spunem și noi, alte, ce mai rezultă din congruența triunghiilor, că unghiul A-D-O, unghiul A-D-O, congruent cu unghiul, zic tu, Adi, A-D-O, congruent cu unghiul? O-B-O. O-B-C. 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 Și al treilea unghi, al treilea unghi din triunghiul ăsta, ăsta cu ăsta am văzut, ăsta cu ăsta am văzut, care al rămâne al treilea, care al treilea unghi din triunghiul ăsta? Așurat. A-unghi cu ăla de acolo. Ăsta de aici. Cum îl citești? A, nu, D, A, O. D, A, O cu care unghi din triunghiul ăsta? O, C, B. O, C, B, mă. Deci D, A, O. Deci rezultă că D, A, O cu un congruent, cu unghiul? Congruent
OCB. OCB. Da. OCB. Și cu asta am arătat. Aici trebuia pus, eu n-am mai avut spațiu. Dar voi le-ați spus așa, una, toate trei. Deci, insist încă o dată. Pentru a rezolva problema asta, aveam, în concluzie, doar trebuia să arăt că A, B, cât de C odată, da? Și că A, D, A, B, cât de C, și că A, D cu B, C, da? Da. Ei bine, eu mă puteam opri la simpla concluzie de aici, exact când ne trebuia, însă eu am insistat să mai adăugăm la momentul de când am stabilit că triunghiurile sunt congruente și celelalte elemente în completare, unghiurile acestea, foarte important. Da? Pentru că dacă nu știm asta, într-o altă problemă când se cer unghiurile, nu vei ști să le alegi care cu care. Da? Este esențial. Peste ceea ce ne-a cerut autorul, eu am mai insistat pe o parte foarte importantă. Da? Și la fel și din cazul celălalt. Asta am vrut să punctez. Și am terminat problema. Da. Atâta tot a fost, da? Atât? Dar am insistat mai mult, da, partea asta, demonstrației tot e miezul problemei, da? Însă să știm să alegem ce ni se dă, ce ni se cere, și pe urmă... Și cum demonstrăm. Și demonstrația este tocmai partea asta importantă, foarte importantă, în care plecăm de la ce ni se dă și ajungem la ce ni se cere. Da? Făcând ce? Făcând legături cu toate cunoștințele care avem noi. De până acum. Da? Asta trebuie să înțelegem. În general, suntem acolo la geometrie, prima parte. Abia acum învățăm... Eu nu-s cu artea, cu geometria, că mi-e greu cu desenele. Păi nu e adevărat. Nu-ți... vreau să spun ceva. Scoateți din cap ideea că tu la geometrie nu te pricepi. Abia am început geometria, acum să nu te pricepi. Este o mare prostie. Dacă tu de acum strecori de timpuriu în minte ideea că geometrie nu te pricepi, deja te situezi pe partea cealaltă a baricadei. A copiilor care nu înțeleg geometria. Ori nu vreau să se întâmple asta. Cu tine și cu toți cei care ne privesc. Deci asta trebuie să înțelegi. Și odată ce ai venit la Prof Online, știi foarte bine cum o spui tu cu gura plină că iată, din nou, suntem la Prof Online, trebuie să ai convingerea că aici nu ai voie să ieși pe ușa asta înapoi, să pleci acasă, fără să înțelegi geometrie. Nu-i voie. Asta face Prof Online. Încearcă din la o zi la alta să crezi în tine. Să crezi în forța ta. Pentru că este lucru esențial. Dacă nu crezi în tine, n-ai nicio șansă. Geometria, matematica nu se poate face decât printr-o atitudine pozitivă. Cel care s-a apucat de treaba asta trebuie să știe că reușește. Alpinistul care se calță acolo, dacă el ar avea un moment de ezitare, se poate rapid dezechilibra și se în situația să cadă de acolo. Da? Dar el crede, nu? Cu maxim efort. Crede că face încă un pas acolo. Așa și noi. Problema 4 nu am mai citit-o. Dar eu vă propun să vă las vouă, să vă analizați. Nu, hai să discutăm totuși. O discutăm și eu să trec la o altă problemă, că am numit o problemă acum, mi-a venit foarte repede. Și vreau să, pe ideea asta de a înțelege problema și de a arăta congruențele triunghiului. Da? Ce? Da. Hai să vedem. Să vedem. Voi știți ce e la triunghi echilateral? Da, are toate unghiurile egale. Toate laturile egale. Și toate laturile. Toate unghiurile de 60 de grade. Și laturile toate congruente, da, între ele. Deci ăla e triunghi echilateral. Dar isoscel? Isoscel are două laturi congruente. Sau două unghiurile de la bază. Și unghiurile de la bază congruente.
Deci două laturi congruente. Și unghiile de la bază mereu la unghiul isoscel sunt congruente. Da, da. Din cauza congruenței celor triunghiuri când le citim într-un fel și altul. Și acum, fie un triunghi echilateral. Da? Un triunghi echilateral. Triunghiul A, B, C. Echilateral? Da. Deci toate laturile erau lateral. Cum s-ar construi cu compasul triunghiului echilateral? Punem vârful în punctul C. Și după aia mărtăm. Cum se construiește? Păi simplu, mă. E un segment AB. Aveți compas la mână? Da. Trasați un... Luați un segment AB, toată lumea, da? Un segment AB. Tu ai un compas, n-ai la tine. Mm. Păi să la geometrie zile cu instrumentele toate, după, nu se poate. Nu, dar tu știi că eu te-am învățat. Și acum, cu deschizătura compasului... O să luăm segment. Deci deschidem compasul încât să prindem în deschizătură exact segmentul acesta. Da? Cu vârful aici, trasăm un arc de cerc. Mutăm vârful în partea celălalt cu aceeași deschizătură, tot atât de mare latră, și trasăm un arc. Cele două se întâlnesc într-un punct și acela este vârful, cel de-al treilea vârf al triunghiului. Cele două vârfuri, B și C, și cel de-al treilea. Deci cu asta, așa se trasează, așa se găsești, sau se trasează cel mai bine un triunghi echilateral. Așa se construiește cel mai corect un triunghi echilateral. Bun. Pe latura AB, luăm un punct M, pe latura AB. Așa. Pe acea matură. Așa, acea M. Hai să luăm pe la AB ca să fiu în aceeași tot. Pe AB, M-ul. Pe BC, N-ul. Dar așa fel cât a M să fie cu BN, ca mărime. Și pe CA, un punct P. Și se unește M și P între ele, se unesc M, P. Și să arătăm că triunghiul care s-a format este tot echilateral. Păi... Hai să vedem unde poți. Nu te-am pus să-mi dai răspunsul deodată, că nici eu nu știu. Nici eu. Deci, ipoteză. Ce avem? Triunghiul... Hai să scriu aici, în ipoteză, am triunghiul A, B, C, echilateral. M aparține lui AB, M aparține lui segmentului AB, M aparține segmentului BC, și P aparține segmentului AC. Dar nu oricum, nu luate la întâmplare, ci având calitatea ca AM, AM, congruent cu BN, care e congruent cu CP. Cu C, P. Asta e toată ipoteza. În concluzie, se cere să dovedim că triunghiul MNP, M, M, P, e echilateral. MNP este echilateral. Cum să înțelegem încă o dată ipoteza. Deci, triunghiul ABC e echilateral, adică... Adică AB cu BC și cu AC sunt congruente. Că am luat că unghiurile toate sunt de 60 de grade.
Deci unghiurile toate de aici, din vârful, nu? Da. 60 de grade. Și că... I am, asta de aici, asta e cât, asta de aici. Da, și cu CP. Toate aceste segmente congruente. Trebuie să arătăm că triunghiurile sunt congruente, că triunghiul ăsta este echilateral, adică ar trebui să arătăm că laturile acestea toate, nu? Sunt congruente între ele. Că MN este cât NP și cât MP. Păi, ca să... Deci avem ipoteza, concluzia, e rămas partea cea mai importantă, demonstrația. Anca, acum ești pe fază, nu? Ai figurat la tine, de pagina aceea care te află de adaptezi. Hai să vedem cum vei arăta că MP e cât MN. MP, să arătăm cât e MN. Visăm. Dacă am să descoper așa, dacă am să descoper două triunghiuri... Ce bine ar mai fi? Hai. Două triunghiuri în care într-un triunghi să intre MP și în altul să intre MN. Ah, gata, păi... Și dacă triunghiile ar fi congruente, visăm. Deci dacă am să am paftă, să prind pe MP într-un triunghi și pe MN într-un alt triunghi, și dacă am să arăt că triunghiurile sunt congruente, gata, problemă. Asta e strategia. Deci deocamdată s-a pus spate la tablă și îmi fixez o strategie. Eu trebuie să arăt că toate cele trei sunt congruente între ele. Două din ele, să zic acum. Dacă am să reușesc să prind pe MP și pe MN în două triunghiuri și dacă ar fi congruente, adică ne-am plasat într-un caz de congruență, atunci problema ar fi ușor rezolvată. M, N. Triunghiuri, M, N și care? Și al treilea vârf. M, B. Deci triunghiul M, N, B. Să analizăm triunghiul M, N, B cu ce? Cu alt triunghi în care se intre M, P de data asta. Cu care are? A se intre M, P? Cu M, P? Da. Au ne MP. MP, așa. Păi eu m-am gândit așa. Cu A... MP. MP, da. Ba, MP, sigur că da. Deci eu pot veni cum am zis, că vă asta vreau să spun. Perfect. Deci aceste două triunghi să le luăm spre comparație. Da? Să le luăm spre comparație. Le-am cașolat. Și acum le facem să vedem dacă ne putem încadra într-un triunghi. Noi ce știm la cazuri de congruență? Care sunt cazurile de congruență? Latură, unghi, latură și latură, unghi. Așa. În cazul de față, trebuie să ne plasăm într-unul din cele câte aveți voi, 3-4 cazuri, da? Păi, o latură, să zicem că... Au câte un unghi? Hai să vedem. Cele două triunghiuri au câte un unghi? Da. Care e unghiul? A și B. Adică ăsta de 60 și ăsta de 60 da, și partea asta. Da, deci au câte un unghi. Da. Și acum zic, dacă laturile care formează unghiul ăsta să fie congruente două câte două, gata, am dat lovitura. Tătent, ne-am plasat în felul ăsta în latură, unghi, latură, da? Deci, încă o dată, au câte un unghi? Da. Au. Și dacă ar mai... Acum, dacă laturile care ar forma, care formează unghiul ăsta ar fi congruente două câte două, adică care e latura care formează unghiul din A? A, M, una, da. O latură. Și care este latura care formează unghiul din B? B, N. Este B, N cât A, M? Da, ipoteză. Din ipoteză. Deci o avem. Asta e cât asta. Dar acum e momentul tare. Cum? Vreau neapărat să reușesc. A, P este cât? B, M. B, M. Vreau să reușesc. A, P să fie cât B, M. Vreau. Păi, de acolo, de la A, M congruent cu B, N rezultă... Nu, de fapt, de la A, M putem să zicem
Că, da, congruent cu BM, dar și BM e congruent în același timp cu AP. Că dacă, știi, le supra... că dacă le suprapunem, dar... Le suprapui? N-am cum să le suprapun. El mie trebuie să-mi iasă dintr-un raționament. Deci, atenție, nu degeaba a fost triunghiul dat inițial echilateral. Nu degeaba mi-a dat autorul triunghiul echilateral. AP nu complet cu AC, nu? Deci poate AB cu toate AC. Din ce motiv? Că sunt latori ale triunghiul echilateral și cu BC. Și cu BC. Și cu BC. Și dacă A, e. Și dacă din laturile astea, asta poate cât asta și cât asta. Scad bucata asta de aici. Și pun bucata asta. Deci dacă o scad din toată asta, pe A, M, rămâne M, B. Da? M, B. Dar dacă pe, din toată asta, din C, B, am scos pe N, B, rămâne N, C, care este cât M, B. Corect. Și tot așa de bine și în partea asta, scăzând-o pe, din AC pe CP, rămâne AP, care este cât M, B și cât N, C, în final. Corect. Din segmente congruente, mă, uite așa bine, așa, ia imaginați-vă așa. Credeam pe toate trei, da? Astea trei segmente, e vorba de AB, AB, e vorba de BC, BC, e vorba de BC și de CP, da? C, CA. Deci AB, BC și CA. Laturile triunghiului. Laturile triunghiului ne-am pus una sub alta ca să le vedeți cât sunt grepe. Da? Să le vedem mai clar. Și acum tai din ele pe AM. Din cine tai pe AM? Din AB. Deci, de aici stai pe așa, da? Aici este AM. Urmă pe BN, BN. Uite, aici, BN, și CP, și CP. Uite, dacă din laturile astea am tăiat AM, cât BN și cât CP, ce-au rămas, nu sunt tot congruente? Nu? Da. Din segmente congruente, tai aceeași bucată, adică AM, BN și CP de aceeași mărime, ce rezultă? Sunt toți segmente congruente, da? Deci, de aici rezultă că MB, hai să spunem așa, AB, segmentul AB minus segmentul AM egal cu segmentul cât? MB. M, B. Pe urmă, BC. BC minus BN. Egal cu NC. Și CA. Minus CP. Minus C. P. Egal cu PA. Egal cu PA. Cum AB congruent cu BC congruent cu CA, cum AB congruent cu AB cu BC congruent cu CA și AM congruent cu BN, AM congruent cu BN, congruent cu CP, rezultă din toată discuția asta că ce-a rămas BM congruent cu AP. Așa. Congruent cu AP. Congruent cu CN. Congruent cu CN. Din segmente congruente, dacă dau deoparte sau scad segmente congruente, obțin segmente congruente. Asta am spus clar și pe figură și tot ce ar trebui. Adi, înțeles? Nu ai înțeles, nu ți-e clar, Adi.
Nu ți-e clar. Dacă nu ți-e clar, spune, nu am înțeles. Mă insist încă o dată. De data asta. Da? Insist încă o dată. Deci, e limpede astea că sunt congruente din ce motiv? A, B cu B, C și C, A. Că triunghiul care a fost construit a fost triunghi echilateral. Da. Și că am dat A, M, B, N și C pe congruente, că așa am dat eu în ipoteză. Deci am trei segmentele acestea. Au rămas ăstea care sunt, nu? Tot concurente. Tot congruente. În final, asta am spus în momentul de față. Acum hai să ne întoarcem la problemă. Deci, ce am visat Anca? Ce am visat? Am visat să găsim triunghiul, două triunghiuri. Într-unul se intre A, P. Într-altul se intre A, M, N. Și despre cele două triunghiuri să fie congruente. Și atunci toate elementele vor fi congruente 2 pe 2. Adică, ce se va întâmpla? Latura asta va fi cât asta. Da. Te uitai la ceas, dacă s-a umplut 50 de minute, cred că s-a umplut. Da, este excelent. Te uita foarte bine.